Vreau să vă spun despre următoarea artistă că în anul 1977, anul în care mă nășteam și eu, pornea din telormanul dumnei Drag spre București la concursul Floarea din Grădină, unde nici nu se gândea că acest concurs îi va aduce consacrarea în rândul interpreților de muzică populară. S-a prezentat la concursul Floarea din Grădină, a reușit să obțină trofeul acestui celebru concurs, acolo i-a întâlnit pe specialiștii folclor lui românesc și tot acolo a întâlnit un public extraordinar. Specialiștii și dumneavoastră iubitorii de cânte popular i-ați dat acest nume frumos, Ileana Mărgărit. Ileana Mărgărit, interpretă de frunte a cântecului telormănean. O artistă cu foarte multe înregistrări în radio, în televiziune și în Electrecord. Vă rog să mergem puțin mai în față, doamna Ileana. Pentru mine este o mare bucurie întâlnirea cu această româncă extraordinară. Când eram eu la început de drum, o ascultam pe acele plăci din vinil, o ascultam la radio, o vedeam și în emisiunile televiziunii române. Dar nu mă gândeam niciodată că bunul Dumnezeu va face posibil să o și prezint în emisiuni. Sărut mâna! Bună seara, doamna Ileana! Bine te-am găsit, dragă Georgel! M-ai emoționat, tu știi că sunt un om sensibil, nu ne-am văzut de foarte multă vreme, mi-era dor de tine, dă-mi voie să te salut. Vă pup, sărut mâna. Împreună am făcut lucruri frumoase la cealaltă frumoase televiziune, emisiuni deosebite. Tu știi că eu îți datorez foarte mult ție și de data asta și doamnei Viorica Chiurciu, mulțumesc din suflet că a făcut posibil să ne întâlnim și să ne vedem. Și să ne simțim bine. Da, a făcut posibilă întâlnirea noastră și încă o dată mulțumim companiei Romvac pentru sprijinul acordat. Mulțumim doamnei director general Viorica Chiurciu. Vreau să salutăm și pe soțul dumneavoastră și să îi mulțumim, de ce nu, pentru că v-a înțeles de-a lungul anilor meseria asta, că până la urma urmii nu este un lucru ușor să pleci cu cântecul din telorman, dau un exemplu, spre Suceava și să mai vii după două, trei zile de turneu. Deși este adevărat că dumneavoastră n-ați trăit din cântec. Nu. Nu. Într-adevăr. Dumnezeu a avut grijă să fiți și să faceți lucruri deosebite. Mi-a dat un soț bun. V-a dat o fiică extraordinară. Da, Dumnezeu, care acum fiica dumneavoastră este... E acolo la locul ei. La locul ei. Este un om important al țării noastre, doamnelor și domnilor. Acum vreau să vă trimitem cântecul frumos din Telorman, adus de doamna Ileana Mărgărit.
și-am să mor cu cântecul, măi, și-am să mor cu de tezaur ascultăm în această seară în emisiunea noastră. Iată cântece care și acum se păstrează foarte bine. Sunt cântece realizate așa cu sufletul, cu inima. Sunt cântece care au trecut prin filtru sufletului dumneavoastră, da. Și de ce nu prin foarte multe comisii de specialitate. Prin comisiile din radio, prin comisiile de televiziune sau prin comisiile din Electrecord. Și din Electrecord. Pentru că eu vă știu după acele plăci din vinil. Sigur că așa, am avut noroc și de instrumentiști extraordinari. Da, instrumentiștii noștri întotdeauna au făcut lucrurile cu simț de răspundere. Orchestra radio era compusă din cei mai buni instrumentiști de atunci. Mai sunt Marin Cotoanță la cobză. Ion Albeșteanu. Ion Albeșteanu, dirijor. Păi. Marcel Budală la acordeon. Și câți alții. Sunteți un om norocos. Vă invit acolo la locul dumneavoastră, doamna Ileana, și încălată vă spun că mă bucur foarte mult pentru că ne-am întâlnit în această seară, iată, într-o seară de miercuri. Doamnelor și domnilor, după cum bine știți, în ediția de miercuri a emisiunii noastre, Seara Românească, compania Romvac oferă un cadou pentru unul dintre invitații emisiunii noastre. Avem aici produsul care a făcut minuni, să zic așa, Immunoistant G. Da, deci să trecem de la actul artistic la știință, da? Sigur. Da. Switch on. Deci avem un produs Immunoistant G. Este un produs obținut din oul hiperimun. Este un ou științific pe care l-am obținut în compania Romvac după mulți ani de cercetare. Este unic în România. Este sub formă de granule și conține 18 imunoglobuline Y. Ce sunt acestea? Anticorpi de pasăre. Are mai multe beneficii pentru sănătatea umană. În primul rând, acționează în infecții, la nivel urinar, genitourinar, gastric, pulmonar, intestinal, cutanat și așa mai departe. De asemenea, întărește sistemul imunitar, pentru că conferă organismului acea imunitate pasivă prin asigurarea acestor imunoglobuline Y. De asemenea, intervine în boli autoimune și aș aminti pe cea mai drastică dintre acestea, așa nume psoriazisul. Este un excelent adjuvant
în infecții cu bacterii rezistente la antibiotice. Cine nu a auzit de Escherichia coli, de Staphylococcus aureus, meticilin rezistent, de Streptococcus, de Helicobacter și multe altele până la 18? Se administrează simplu, pe rost, adică pe gură, și se pretează la toate categoriile de vârstă, și la copii, și la adulți, și la vârstnici. Cam asta este povestioara despre acest produs. Și pentru că doamna Mărgărit nu a venit atât de des în această emisiune și la acest post, eu aș vrea să o încurajez să vină mai des și îi ofer acest produs. Cu siguranță voi veni mai des să vă văd, doamna Ileana, cu fața pentru că camere. Vă iubesc. Mulțumesc din suflet. Dumnezeu să vă dea sănătate și tot ce vă doriți. Acesta este produsul oferit din partea companiei Romvac. Mulțumesc. Să-l folosiți cu plăcere. Eu folosesc și alte produse de la Romvac pentru că am animăluțe acasă și le folosesc cu succes de mulți ani. Să le folosiți cu drag, cu plăcere. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc.